La împlinirea celor 28 de ani de la jertfa eroilor martiri ai Revoluției din decembrie 1989, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat o slujbă de pomenire în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. După momentul liturgic, a urmat depunerea de coroane la Monumentul Eroilor Martiri din decembrie, aflat lângă Teatrul Dramatic. La Catedrala Arhiepiscopală din Galați au fost pomeniți astăzi eroii martiri ai Revoluției din decembrie 1989. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Clericii și credincioșii, însoțiți de ierarhul lor, s-au întâlnit apoi în rugăciune la Monumentul Eroilor Martiri din decembrie, de lângă Teatrul Dramatic din Galați. După săvârșirea unei slujbe de pomenire pentru cei ce și-au sacrificat viața pentru eliberarea poporului român de sub opresiunea regimului ateo-comunist, au fost depuse coroane. Cred că ziua aceasta ar trebui să rămână în conștiința tuturor ca o zi în care ne-am recâștigat libertatea. Libertatea de a fi o nație, de a fi un popor, de a avea un cuvânt liber de spus atunci când avem într-adevăr ceva de spus, și ar trebui să jertfa celor pe care am fost aici astăzi pentru a-i deplânge să ne fie pildă nouă tuturor, pentru că uneori doar prin jertfă putem obține lucruri atât de valoroase nouă ca și neam. Astăzi avem deosebită plăcere și onoare să sărbătorim împreună cu comunitatea din Galați eroii Revoluției Române, eroii care la 22 decembrie 1989 și-au pus viața lor pentru binele comunității și binele țării și în numele libertății. Este, așa cum am spus, o onoare pentru noi, pentru militari, să fim alături și să ne prezentăm adâncul respect. Momentul dedicat martirilor Revoluției s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.